Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să fim din nou alături și pentru că viața în ultimul timp a devenit atât de trepidantă pentru majoritatea dintre noi, îmi doresc să vă spun o întâmplare reală, petrecută cu ceva timp în urmă, normal, de către un preot. Vă mărturisesc că și din lecția aceasta, însuși preotul a avut ceva de învățat, dar și noi vom avea ascultând-o. Hei, dragii mei, preotul acesta avea o parohie frumoasă, cu oameni mulți și destul de înstăriți și într-o zi soția lui îi spune: uite, în ultimul timp am văzut câteva chipuri noi în biserică. Mă gândesc că ar fi frumos, așa, la un sfârșit de slujbă, să intri în contact cu oamenii aceștia, să vezi cum îi cheamă, unde locuiesc, să afli cât mai multe informații despre ei și, cine știe, poate vor rămâne aici în parohie și va crește și numărul de oameni care vin la tine la slujbă și s-ar putea chiar tu să-i poți ajuta cu ceva. Și preotul a fost înțelegător cu sfatul soției, așa că în duminica următoare, după ce și-a terminat slujba, a fost primul care a ieșit în curte să-i aștepte pe enoriaș. Prima femeie care a ieșit din biserică era așa trecută de 50 de ani, îmbrăcată modest, cu capul plecat, și preotul fericit a întâmpinat-o. N-o cunoștea, nu știa cine este, așa că fericit i-a spus: mă bucur că ați venit la mine la slujbă, v-a plăcut? Femeia a încuvințat încet din cap: dar spuneți-mi, locuiți aici în parohie? Da, aici locuiesc, i-a spus femeia. Și locuiți de mult timp aici? Iar atunci femeia l-a privit îndelung și a oftat. Și preotul a continuat: doamnă, uitați ce rugăminte am. Dați-mi telefonul dumneavoastră, iar într-o seară eu împreună cu soția mea vă vom suna ca să vedem ce mai faceți. Iar atunci femeia, privindu-l și zâmbindu-i, i-a spus: părinte, nu este nevoie să mă sunați, pentru că eu sunt bucătăreasa dumneavoastră și în fiecare zi vin acolo în bucătărie și vă pregătesc masa. Și uite cum, dragii mei, sunt momente în viață în care nu știu ce se întâmplă, dar noi observăm pe cei din jurul nostru. Suntem prinși în fel și fel de activități, suntem încărcați de gândurile noastre, de poverile pe care le ducem și nu dăm importanță celor care trăiesc acolo lângă noi și care ne ajută. Oare câți dintre dumneavoastră nu ați trecut prin acest gen de întâmplare? Oare câți nu ați observat, sau cred că și mai mulți nu ați fost observați? Pentru că oricare dintre noi putem fi la un moment dat într-o tabără sau în cealaltă. Și tocmai de aceea, dragii mei, vin cu această dorință a sufletului meu de a încerca să fim mai atenți, să-i observăm pe cei care lucrează și pentru noi. Să le dăruim și acestora gândurile noastre de bine, speranțele noastre, zâmbetele noastre, bucuria sufletului nostru. Și sunt convinsă că atunci când cei care lucrează pentru noi primesc atenția noastră, grija noastră, bucuria noastră, vor fi și ei mai puternici în ajutorul lor către noi. Și
pacea sufletului, nu uitați, este cel mai important etalon pentru fiecare dintre noi. Pacea este starea, trăirea care ne face să fim obiectivi, înțelegători, răbdători, dar și înțelepți. Și peste toate, dragii mei, sentimentul de iubire este cel care ne face să fim cu toții împreună și să trăim sentimentul că aici, în viață, aici, pe pământ, suntem de fapt cu toții o singură familie. Așa că, dragii mei, sufletul meu a plecat către familia sufletelor dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o zi frumoasă mai departe, plină de pace, de bucurie, de iubire. Vă îmbrățișez pe toți, numai bine tuturor!